Bună seara, domnul Tănăsăgă. Ați citit articolul în care se spune că niște ziariști penali precum eu, dumneavoastră, Romeo Popescu și Tiberiu Pârnău, n-avem voie să-l criticăm pe primarul nepenal Plâncu? Cine a scris articolul ăsta? Păi, da, Silviu Popescu, domnul Silviu Popescu. Poate domnul Silviu Popescu e și el penal cu Frâncu. Nu știu. Nu știu în ce măsură, că nu cred că are. Să-și primeu de o judecată pe Silviu Popescu pentru chestia asta. Da, deci... Deci eu nu sunt condamnat penal, nici măcar, cum să spun, cu o amendă de genul ăsta. Corect. Și ideea ca să-mi dea mie lecții de deontologie ziaristică Frâncu, deci pușcăria și cu acte în regulă, ca să spun așa, mi se pare oribil. Oribil mi se pare și să urce treptele, să se așeze în biroul ăla. Oribil mi se pare ca eu să mă duc undeva la o manifestare la care sunt invitat și am o treabă, să vină și să așeze lângă mine. Deci mă jignește pur și simplu spațiul pe care treci. Cu tricolorul pe piept, nu? Cu tricolorul pe piept, adică îmi pare foarte rău, domnul Tărășine, dar tu ești prietenul meu și te avertizez următorul lucru. Aceste chestiile pe care le spui tu, mie mi s-au întâmplat în urmă cu 25 de ani, când n-aveam voie să trec de linia aia și turbam. Dar m-a lăsat un dracu de linie, că sunt o grămadă de lucruri. Uite, sunt chestiuni pe care le pot masca, dar dacă le aflu și aflu toate târgările lor, n-am voie să scriu despre ele sau ce? Că nu înțeleg. Să scrii documentat. De fapt, ce vrea să ascundă primarul Frâncu? Toate găinările pe care le face el la primărie? Nu știu dacă face, trebuie să dovedim. Nu înțeleg chestia asta, că uite, am să spun următorul lucru. Începând de mâine, de mâine, de luni, că mâine am o treabă, sunt ocupat cu niște povești. Deci de luni încolo o să povestesc un scenariu pe care a rulat Frâncu ăsta și a furat de a rupt pământul, că nu poți să ai televiziune, vilă, și nu știu ce mama ursului din pădure, bani în contul și așa mai departe, și să faci pe băiatul spun că ce-i de leapă de la Parlament. Întrebați și voi pe primarii din Vâlcea Liberalii cum erau dijmuiți de omul ăsta. Dar nu, până la de probe nu pot să arunc pe televizor așa ceva. Uite, o aruncă să mă dea în judecată. Păi da, dar e de la pachet. Și primar care vin lângă mine și vă spun exact cât i-au dat lui Gumlanul ăsta, că nu poți să fii decât golan. Da, nu, v-aș ruga să nu intrăm. Acum nu avem o condamnare penală și ne facem rost în seara asta. Deci vă rog să vă ponderați afirmațiile până la probe. Te rog să-mi dai voie să spun și eu câteva. Eu nu-mi permit, datorită statutului pe care l-am al meu ca persoană publică în județul Vâlcea, nu numai cu privire la domnul Frâncu, și știi bine că am discutat lucrurile astea și în particular, și cu privire la alt om care este condamnat într-o primă instanță și până la o hotărâre definitivă, eu personal nu-mi permit să-l condamn eu cu de la mine opinie, ca să zic așa, pe acel om. În virtutea acestui fapt și față de domnul Frâncu îmi manifest aceeași atitudine și te rog să mă scuzi că poate nu m-am deci făcut domnul, înțeles. Deci domnul Tărășe, poate dumneata nu înțelegi care este problema. Deci acest om a luat o hotărâre judecătorească de 4 ani cu suspendare, înțelegi? Poate să-i dea cu 5 luni de sus de el, este tot pușcăriaș. El a trecut pe acolo, pe la pușcărie, este pușcăriaș. Înțelegi? Și virtual acest băiat, și ți-o spun eu că nu scapă, că nu scapă aia grei, n-a scăpat Năstase, crezi că scapă licuriciul ăsta de Frâncu de la Vâlcea? Hai să fim serioși. S-a încheiat la început Volugul, se vor duce toți băieții ăștia care au subt, înțelegi, de s-au topit până acum. Deci toți băieții ăștia care au dosar, păi sunt pe lista MCV-ului, vă spun de luni de zile chestia asta, se vor duce acolo unde trebuie să se ducă. Da, și vreau să vă mai spun ceva. S-ar putea, și eu pun în discuție evaluarea averii băiatul ăsta, să vedem ce e cu el. De unde are atâția bani? El an de zile a tot spus că a vândut pământul taxul de la Sebe și a avut la tot Sebe, înțelegi? Și el a vândut pământ în continuu și a devenit un om bogat în Vâlcea. Dom'le, eu nu-l apăr pe Frâncu, să fim clari și foarte lămuriți. Iar tu ești liber să faci toate aceste demersuri pe care le voi face. Sigur. Chiar le voi face, le voi lua de la zero. De când știu cum l-am înțeles eu pe omul ăsta de ani de zi. Eu am avut că 4 procese pe acolo. Este dreptul tău, Petre, să acționezi cum crezi de cuvință. Iar domnul Silviu Popescu îl înțeleg. Chiar da. Păi da, eu pot să înțeleg orice, dar să nu spună despre mine negru pe alb în ziar
că am vreo condamnare penală, că n-am nici condamnare, nici amendă. Dar pe noi este, un băiat care a pierdut orice fel de legătură cu lumea. Petrică, acum cu un pic de spirit de glumă așa, eu de exemplu dacă aș fost în locul lui Silviu Popescu, spuneam numai despre doi dintre voi, despre unul lăsam la o parte ca să credeți ceilalți că sunt pe mână cu el și fac așa și să vă învrăjbesc un pic. Deci nicio glumă, te rog frumos. Da. Deci, domnul, nici o glumă, într-adevăr. Deci eu nu cred că domnului Tărășini ar conveni să scriu în ziar că el e penal. Evident. Că nu ar conveni. Evident, da? Și Silviu Popescu trebuie să retracteze această chestiune, să-și ceară scuze după părerea mea și personal. O să față... chemă în instanță, și... dar n-ai ce să-i mai iei, pentru că n-ai ce să-i mai iei, dar să ducă să facă două zile de pușcărie, măcar să-i țină de gardă lui Frâncu, să-i țină Posca, că am înțeles care ești problema. Mă rog, nu, haideți să nu intrăm în asemenea chestiune. Să intrăm, că am auzit că și-a mai tras și-a mai pus gardian și la ușă, băiatul ăla s-a învățat cu pază. Da, mai protej și un gardian să-l păzească la pierut de parcă ar intra teroriștii peste el să-l dea afară din birou. Ar fi trebuit să intre. Eu spun cinstit că și vâlcenii râmnicenii ăștia sunt niște băieți cam așa, cam de lăsători, cam. Nu, da, auziți? Nu prea doare undeva de ce se întâmplă cu orașul. Păi spun eu că într-un oraș adevărat, într-un oraș, adică zicem în Franța, luăm ce oraș vrei, dacă primarul făcea chestia asta care a făcut, eu zic, nu mai intra în oraș, bă, tate, era tot orașul la primărie. Da, îți spun precis, sunt Germania, citiți și voi preza și vedeți. Păi vedea ăla să facă pe nebunul din pușcărie, nu mai intra în oraș, vă spun eu. Se încheia. Da, să e țara lui, să poate orice, că băieții ăștia, înțelegeau, și-au făcut, a fost deputat, a fost senator, și-au făcut relații pe acolo, cunoaște pe ăla, apasă pe butoane. Deci este o gașcă de nemernici. Este gașcă de nemernici și eu spun că așa de bine îmi pare când mă bucur, eu care n-am nicio chestie, mă bucur când văd că fiecare zi pleacă câte unul cu DNA-ul. Da. Poate termină dracu într-un an, doi, să-i curețe pe băieții ăștia. Să se termină odată cu tot furtișacul ăsta. Da. Uitați-vă, ați văzut, au dat căști, acum sunt căști, când se jură unii pe alții, ați văzut, ăștia de la Antena 3, de exemplu, au dat astăzi povestea cu Gazprâmul, cu au dat aseară, da. Și cu Ariton. Ariton care ținea problema cu ultimul lui pe loc, vă amintești? Eu am așa de vorbă și cu tine, Zmăranu, și cu domnul Răbu, dacă îți amintești. Și v-ați spus, atenție, că firul trece pe-n toți. În problema cu ultimul. Da. Serviciile române de informații, fix, doar în spate, pe mână cu ei. Că nu se poate să nu le știi pe asta și să lasă distrugă ea un oraș, o fabrică, un combinat și un oraș. Este absurd. Aia iau banii noștri, deci iau trăiesc din impozitele noștri, dar aș fi dat să poată de la vârf să facă toate căcălările alea. Păi ia la dosarele și pun-le pe masă la parchet, să vină să-i lege. De acord. De acord. Adică aici e o discuție care ține de moralitate în cazul Frâncu. Pentru că eu spun așa. Bun, a fost condamnat în primă instanță, a venit de la Rahova, s-a îmbrăcat în tricolor și sunt două variante. Justiția îl achită, totul e în regulă, sau justiția îl condamnă și noi luăm tricolorul să-l spălăm. Îl ducem la curățătoria chimică. Da? Ca să vă spun mai metaforic. Și atunci, pentru a nu risca să iau steagul țării, să-l duc la curățătorie, mai bine să nu se fi întors el până nu rezolva problema, da? Evident. Asta este, de fapt, raționamentul. Că de condamnat nu-l condamn eu și nici nu spun că va fi sau nu va fi condamnat definitiv. Deocamdată e condamnat. Asta este. Ce să facem? Bine, mulțumesc foarte mult. Vă doresc o seară plăcută. La revedere.